Domnilor, este o mare bucurie pentru sufletul meu, pentru că în această zi specială, iată, în cea de-a doua zi de Paște, este alături de noi doamna cântecului Bihorean, doamna Florica Bradu. Doamna Florica Bradu, vă spun, Hristos a înviat și mă bucur mult, încă o dată vă spun că suntem împreună. Să trăiți! Și eu mă bucur mult de tot. Și, cum să spun, indiferent cât de mari sacrificiile, pentru că vin de la distanță mare, dar sunt fericită că m-am întâlnit cu voi, cu toți aici și în această zi minunată de luminarea sufletelor noastre să petrec și cu telespectatorii. Iată, cei mai mari artiști ai muzicii populare românești petrec în a doua zi de Paște la EtnoTV în cadrul emisiunii noastre Rămășac pe Folclor. Doamna Florica Bradu, vă invit acolo, în mijlocul artiștilor, în fața publicului, să oferiți pentru minunații noștri telespectatori un cântec frumos. Pentru început. Pot să mai spun câteva cuvinte, pentru că cântecul Ioara, pe care toată lumea îl iubește și îl știe, se cântă la noi în Bihor de sărbătorile de Paști. Am venit cu acest cântec ca un dar pentru toată lumea. Un dar frumos din partea doamnei Florica Bradu. Așadar, aplauze pentru doamna cântecului românesc și apoi un cântec oltenesc cu Georgel Nucă. Ascultați! Lioară, lioară, flori de primăvară, haide șomcule, treceți peste vale la o casă mare, ușa spre soare, unde-i șezătoare. Iorați feciori, yeah.